Salut! Astăzi vrem să vă prezentăm un Mercedes-Benz E-Class Coupé, an de fabricație 2019, o mașină pe care o găsiți pre-vânzare în parcul nostru auto, BDV Best Auto Rulate, Cluj-Napoca. Este la fel de elegant ca un E-Class în 4 uși, dar spunem noi, această mașină, având în vedere că vine în 2 uși și este și coupé, dă așa un sentiment mult mai sportiv și spunem că este o mașină potrivită pentru o persoană care îi place eleganța și în același timp îi place și sportivitatea. Veți vedea în clipul ce urmează cum arată acest E-Class Coupé și în același timp cât spațiu este pe locurile din spate, chiar dacă mașina vine doar cu două uși. Începem prezentarea cu motorul, unde sub capotă vedem un 2.0 diesel în 4 cilindri, 4 cilindri în linie, un motor care dezvoltă 194 de cai putere. Acest E-Class Coupé vine și 4MATIC, deci avem și tracțiune integrală. Vedem în față farurile Full LED Multibeam, pe lateral avem jantele pe 19 AMG și nu este singurul element AMG, pentru că acest E-Class vine cu pachetul AMG exterior, am văzut bara față și vom vedea și bara spate. Tot aici în spate avem un element ceva mai special, am putea spune, pentru că avem stopurile cu LED cristal, stopuri care au aceste inserții care seamănă cu cristale și arată foarte bine atât pe timp de zi cât și pe timp de seară. Vedem aici senzorii de parcare pe care le găsim și în față, jos avem două evacuări care nu sunt reale și mai găsim aici o cameră de marșarier care iese din spatele siglei Mercedes. În portbagaj putem spune că este un spațiu mediu pentru bagaje, mult mai adânc decât în alt acest portbagaj, stânga și dreapta găsim mici spații extra de depozitare, vedem aici manetele pentru abatarea scaunelor din spate în cazul în care ai nevoie de un spațiu mai mare, avem aici și agățători pentru cumpărături, iar jos avem un spațiu extra pentru ceva lucruri mai mărunte. Vă spuneam la început că acest E-Class Coupé, chiar dacă vine doar cu două uși, vrem să vedem cât spațiu este pentru pasagerii din spate, unde găsim o banchetă care este din piele cu cusături albe și alcantara pe mijloc, iar spațiul, am putea spune, chiar este destul de încăpător pentru cele două persoane care încap relaxate pe această banchetă, o banchetă care vine și cu două suporturi de pahare, iar aici central avem și două guri de climatizare. Acest E-Class Coupé, după cum vă spuneam, este de vânzare, are în bord aproximativ 91.000 de kilometri, iar prețul acestei mașini îl vedeți în primul comentariu la acest videoclip. Începem prezentarea din față cu scaunele, scaune care sunt din piele cu cusături albe și alcantara pe mijloc, scaune full electrice, vedem reglajul scaunelor aici pe ușă, cu memorie și încălzite, atât pentru șofer cât și pentru pasagerul din dreapta. Haideți să pornim și motorul. Vedem în primul rând volanul AMG cu multe comenzi pe volan și padele pe volan, în față avem virtual display, un virtual display care știm de la celelalte modele, se poate modifica în 3 moduri. Avem modul sport, modul clasic și modul progresiv. Îl lăsăm în modul sport pentru că ni se pare că se potrivește foarte bine cu această mașină. În spatele volanului găsim cutia de viteze automată G-Tronic în 9 rapoarte, așezată clasic Mercedes, iar pe mijloc avem sistemul multimedia, un sistem multimedia care este legat de virtual display, sistem multimedia mare care vine cu Android Auto și Apple CarPlay. Mai jos avem sistemul de climatizare pe două zone, aici găsim un spațiu pentru încărcare wireless a telefonului mobil, o mufoie tip USB și două suporturi de pahare. Ne place că acest spațiu poate fi închis și astfel mașina arată mult mai elegant. Ceva mai în spate găsim și modurile de condus, modurile care sunt individual, sport, sport plus, confort și modul eco. Tot aici găsim camera de marșarier, dar pe lângă această cameră avem cameră la fiecare unghi al mașinii, deci avem cameră 360 și astfel orice parcare este o parcare ușoară. Ceva mai în spate avem și o cotieră cu un spațiu mai mare de depozitare, două mufele tip USB și un slot pentru card. Dacă ești interesat de acest Mercedes-Benz E-Class Coupé, ai nevoie de mai multe detalii sau pur și simplu îți dorești o mașină pe bază de comandă pe care noi, BDV Best Auto Rulate Cluj-Napoca, să ți-o aducem, lasă-ne un mesaj aici pe Facebook sau intră direct la noi pe website. Îți mulțumim!